Copilul este supravegheat la grădinița Sfânta Elena din Pitești, acolo unde urmează un program special. Seara trecută, educatoarea l-a bătut pentru că nu a făcut ce i-a spus. Cadru didactic cu 10 de ani de experiență, educatoarea mai are doar un an până la pensionare. De aceea nimeni nu înțelege ce a determinat-o să recurgă la un astfel de gest. De când am primit sesizarea, am urmărit procedura, adică am înștiințat comisia de disciplină. În primul rând am anunțat inspectoratul. Și domnul inspector era aici când a venit mătușa. Deci am făcut toate demersurile. Acum suntem în cercetare. Mama și mătușa băiețelului au observat că acesta a fost bătut. El avea lovituri la ceafă și pe mână. Acest lucru a fost constatat și de medicii de la Spitalul de Pediatrie Pitești, acolo unde femeile l-au dus pe copil. În cursul zilei de ieri, în jurul orei 18, s-a prezentat un minor în vârstă de 8 ani și o lună, afirmativ cu agresiune fizică, prezenta leziuni post-traumatice la nivelul regiunii cervicale și al brațului drept. A rămas internat? Nu, s-au efectuat investigațiile pentru a monitoriza starea generală, viața copilului fiind în afara oricărui pericol. În fața camerelor, nici mama și nici mătușa copilului nu au vrut să facă declarații. Au depus însă plângeri și vor să o dea afară pe educatoare. Au fost sesizați de mama unui minor în vârstă de 8 ani cu privire la faptul că, în timp ce acesta se afla la unitate de învățământ de pe raza municipiului Pitești, a fost agresat de o educatoare. În cauză, polițiștii au întocmit dosar de cercetare penale pentru săvârșirea infracțiunii de loviri și alte violențe și se continuă verificările. Educatoarea va fi judecată în comisia de disciplină a grădiniței. Pentru gestul său riscă să fie dat afară, asta dincolo de fapta penală care este constituită de lovirea copilului.